Doamnelor și domnilor, sunt Florentina Fântânaru. Crăciun fericit! Cu bucurie în suflet, așa cum doar ea știa să ne ofere. Mulți ani am petrecut de sărbători cu această actriță minunată. Ne însuflețea și râdeam cu ea fără măsură. Era bucuria românilor la masa de sărbători. Astăzi vă invit să ne o reamintim într-o ediție de colecție pe magica Stella Popescu. Dar tu de ce nu aia? Dar tu de ce nu ești mai îndrăznit? Păi lasă-mă să mă laud de alții, mă, nu trebuie să mă laud eu, nu? Da, haideți să vă laud eu, să vă spun că de fiecare dată când vă văd, de fiecare dată când sunt aproape de dumneavoastră și când vă văd la televizor, debordați o energie nouă. Cum faceți să aveți tipul ăsta de energie nouă? De fiecare dată parcă vă dați un refresh. Cum? Cum asta? Hai, nu știu, e ca un soi de reflex. E ca și cum te-ai pune în priză. Eu, dacă de 55 de ani, numai de 50 de ani, numai televiziune, am jucat teatru înainte de a face televiziune, ți intră profesia în sânge, ți intră sistemul de viață în sânge. Adică știi că atunci când ești cu oamenii și când trebuie să vorbești, trebuie să fii prezentă. Și atunci te-ai pus în priză, înțelegi? Și dai totul. Și ai mers înainte. Când te scoți din priză, mai mergi câteva rotative din alea. Acum o lună. Mie îmi plac oamenii. Eu iubesc foarte tare oamenii. Mama, îmi place viața și îmi plac oamenii. Și atunci în prezența lor eu mă încarc. Ce frumos. Acum o lună de ziua dumneavoastră, când toată lumea se aștepta să fie sfârșitul lumii. Da. Exact pe 21 decembrie. Da. Dumneavoastră, ce făceați? Vă luați bilete pentru o călătorie foarte departe. Am făcut reveionul în Sri Lanka, de fapt, și de acolo am plecat în India. Hai să spun ceva drăguț. Soțul meu, care avea umor și era... La Revoluție a fost ziua mea, 21 decembrie. Da. Și seara mi-a spus, măi, nu mă așteptam să faci așa un balamuc. Corect. Eu nu-mi sărbam ziua niciodată. O, Doamne. Și acum a venit fiica mea la mine cu o zi înainte. Uite ce se întâmplă. Mâine e sfârșitul lumii. Da. Tu cum faci balamuc de obicei de ziua ta, ia hai să mâncăm împreună. Și a făcut o masă cu cei mai buni prieteni ai noștri. Extraordinar. Și eu nu m-am sărbat niciodată. Eu nu mă sărbez. Știu că dumneavoastră ați mai spus asta. Da. Înainte de Crăciun, cu 4 zile, să fac masă. Mi se pare ridicolă. Da, apropo de sfârșitul lumii, ați simțit așa? Nu, n-am simțit nimic. Nu cred în prezicerile astea. Niciodată? Sfârșitul lumii va veni într-o bună zi, pentru că ne autodistrugem. Noi aducem sfârșitul lumii. Un film din 1958. Chiar debutul dumneavoastră. Da? Alo? Ați greșit numărul. Ne uităm. Știi că trăiește regizorul în Israel. Andrei Călărașul chema. Era foarte, foarte amuzant, era un tip foarte amuzant. Ne păcălea, făcea glume, vorbea așa, te chema câte o figurantă. Așa. Nu ne făcea. Și ce-a vrea, eu mai fost amândoi acasă. Și aia săracă, regizorul chema, se uita disperată, că nu înțelegea acesta, el nu spunea nimic. Păi, noi râdeam că niște măgari ce suntem. Era amuzant și acum mă întâlnesc cu el. Haideți să ne uităm și să povestim, să vă aduceți aminte de momentele alea, nu, de la filmări. Pentru că scena cu prăjitura mie mi-a plăcut în mod deosebit. Dacă bietăta palagă, vai, ce băia bun era și fin. Amândoi frații erau extraordinari și talentați și așa. Rămâneți e aici. E o avalanșă de ce spunea și Rodica, de mârlănie în ultima vreme, așa de... Violență verbală de tot. Mă rog. Rămâneți aici, doamnelor și domnilor. Ne întoarcem. E cald? Da, e cald. Ia o înghețată, imediat. E de fructe. Nu-mi place. Atunci să mergem. Nu. Mai stai. Mai stăm puțin. La Scala am făcut scena asta și ca să fie racord, îți dai seama, tot mâncam de câte o prăjitură. 9 prăjituri am mâncat. 9, din 9 prăjituri. Nu întregi, câte o jumătate, dar mult. Amandine, nu? Așa păreau. Amandine, da, era. De atunci n-am mai mâncat amandine. Nu mai mănânc eu șocolată. Dar era foarte drăguț pentru că el a fost foarte bine acolo, în filmul ăla. Foarte bine. Și tot acolo a jucat și Iura.
care eu pe urmă am jucat și cu Ștefan am mai jucat la teatru. Am stat 18 ani la teatru de comedie. Și atunci am jucat și cu Iurea și cu Ștefan. Dar Iurea era un June Prim extraordinar. Era June Prim comic. Asta este un lucru, cum să spun eu, foarte rar. Un amplat foarte rar. Trebuie să te naști June Prim comic. Nu poți să devii tu să te faci. Nu există. Adică să fii și June Prim, să da, mai fii și comic. Da, să fii și June Prim, să mai fii și da. Cu Haz. Da. Ori Iura era extraordinar acolo, extraordinar. Am mai jucat odată Seaua fără nume cu el, cu el și cu Silviu Stănculescu, iar el era extraordinar, el juca Grig. Aici avem o fotografie. Da, uite acolo. Deja am Steaua jucat, cântecul l-am făcut, era musical făcut de Camelia Dăscălescu, regizoare Sanda Manu. Și muzica o dansam noi și am făcut-o și la televiziune. Da, era superb ce. Erați. Da, era superb. Ceva extraordinar. Dar dacă ar fi să ne întoarcem la secvențele din film, din da. A luați greșit numărul, era tuns sau scurt? Păi m-au tuns, m-au schimbat dinții, a fost îngrozitor. V-au tuns? V-au da, tuns atunci? M-au tuns atunci, eu te-am avut părul lung, nu, eu n-am prea purtat. Și n-ați plâns? Nu l-ați spus? Nu, n-am plâns că făceam film, îți dai seama. Eram la doi de facultate, asta mă interesa pe mine. Dar mi-au schimbat dinții, asta a fost groază. Eu am fost ca fetițele aia cu iepurașul, știi? Cu doi dințișori așa din aia. Nu foarte strâmbi, dar erau un pic încălecați. Și era o chestie nostimă. Da, zice operatorul, nici nu discut. Dinții. M-a dus, mi-a pierit dinții mei buni, sănătoși la 21 de ani și mi-a pus doi de porțelan. Da, ce să fac? Am făcut film. Da, e adevărat. A fost important asta, erau primele filme care se făceau în România și lumea privea, știi, ca și televizorul privea ca pe o noutate extraordinară, cine vrea la televizor. Dacă apărea astă seară la televizor, a doua zi se rupea lumea de aplauze în sală. Știi? Și toată lumea vorbea peste tot. Păi da, sigur. Oriunde. Era și din comun, era o chestie specială, sigur. Păi ne-am obișnuit cu... și cu... Câtă vâlvă a făcut premiera filmului ăsta? Mare era de tot și 1958. Mare succes. Da. Foarte tineri, foarte frumoși, eleganți, manierați. Da, și cu poftă de viață, pentru că până la urmă era o istorie frumoasă în filmul acela. Și, da, și scenariul era bun și actorii toți erau foarte buni. Avea Haz, era fără probleme... Nu era băgat nimic acolo politic sau din sistem. Pentru atunci. Tineret, nu? Da, era un film relaxat, o comedie relaxată. Ceea ce tot așa a mers și ai văzut că și de filmul lui Sergiu, Dumnezeu să-l odihnească, cu Neamărin, tot așa. Da. Știi ce se întâmplă? Românii își vor artiștii să-i vadă, vor să-i vadă și în film. Orice spectacol, orice film românesc face succes chiar dacă alături se joacă... Nu știu, și mare film american. Așa este. Așa este. Pentru că românii își iubesc actori. Hai să spun o glumă foarte drăguță. Zice că un domn și o doamnă mai în vârstă s-au prăpădit și s-au dus în rai, că au fost cuminți. I-a primit Sfântul Petru care a zis, uite, aici ai grădina raiului, aici o să vă simțiți voi bine. Zice, ai ce frumos, se spune ea. El trage din gură. Merg mai departe, zice, asta e vila în care veți locui voi. Așa. Și ea, vai, ce frumos e, el trage din gură. Pe urmă arată, nu mai știu ce acolo, uite, asta e apartamentul. Fai ce frumos e, el tace din ce, dar de ce taci tu, de ce taci? Păi zice, mă gândesc că de 30 de ani puteam să fim aici, dar tu nu mânca, nu bea, nu fă aia, nu fă aia. Nu? Femeia cu gura, nu? Da. Deci, știi, sigur că trebuie să ai grijă de sănătatea ta, sigur că trebuie să ai grijă. Dar până la urmă, observ că... Da, e și foarte important să ai lângă tine un partener, nu? Care să fie și foarte deștept, cum spunea dumneavoastră, despre soțul sigur, greu, dar dacă îl găsești, viața e foarte frumoasă. Eu zic că viața în doi e foarte frumoasă. De altfel spuneați că nimeni n-a cântat singurătatea, nu? Da, sigur. Dar cum să nu existe gelozii, doamna Stella Popescu? Există, sigur că există. Există, pentru că e simțul ăsta al omului de proprietate, e al lui. Posesivitatea asta. Am văzut odată la televizor, s-a făcut un reportaj la pușcăria de femei, da? Așa. La Mislea. Și a întrebat-o pe una din doamnele de acolo care și-a omorât bărbatul. Și a zis, de ce l-ai omorât? Dacă nu e al meu, să nu fie a nimănui. Mi s-a părut așa de groaznic, dar uite că există. O gândire primitivă, nu? Da, e primitivă, dar există, pentru că primară. Vine dinăuntru. Nu e, vine dinăuntru ei. Deci acest sentiment, unii oameni îl au. Când ați simțit sentimentul ăsta la un bărbat, cum ați reacționat? Nu mi-a plăcut. Ați fugit? Dar să știi ceva, m-am străduit să nu îi dau ocazia. N-am fost Sfânta Filoftea, nu.
Dar nu i-am dat ocazia, știi? Dar uneori nici nu e nevoie să-i dai ocazia. Sunt să fie așa din senina, s-ar fi groaznic. Aia sunt chiar... O problemă asta. Aia e o problemă. Senic, așa, hodorong, trunc, e gelos. Înseamnă că ceva în el nu e cu minte, nu e la ordine. Că el ar fi în stare să o facă. Hoțul dacă strigă tine... hoțul. Da, da, știi? Nu, n-am avut... Bărbatul meu era o persoană superioară, să împiedeca lucrurile astea, nu... Deci nu avea temeri stupide, orgolii prostești, da, avea încredere în mine. Dar așa cum spuneați, n-aș putea spune că am fost o sfântă. Cu toate acestea, am respectat mereu relația. Soțul meu era un om extraordinar, nu aveam cum să-l dezamăgesc. Unde citești tu asta? Nu aveam puterea să-l mint. Era un om cu totul special. Da, era... Era deasupra lucrurile astea mici, mizerii și așa, nu... Nici nu le observa. Nu-l interesa. Haideți să mai vedem o secvență, da. O scenetă, dumneavoastră și astea Ștefan Bănică. Sigur, o să ne întoarcem, pentru că, apropo de dragostea cu nebădăi, în anii 60 a fost celebră dragostea dintre Elizabeth Taylor și Richard Burton. Da, da. Dacă o dragoste... Scandaluri uriașe. Cum a fi trăit femeia aceea care a avut 7 soți? Nu i-a mai păsat de ce spune lumea, de ce scriu tabloidele, da. De ce fel e bârfită și... O nebunie a fost de dragoste. Da. Nu? Devoratoare. S-au despărțit, s-au recăsătorit. Da. Păi ceea ce se întâmplă la noi în România e nimic cu cuplurile acestea mondene. Da. Nu? Da, eu toți zic că se promovează prea mult stilul ăsta. Dacă pe vremea noastră ai fi dat un interviu și ai fi spus cu câți bărbați te-ai culcat, ar fi fost o rușine îngrozitoare. O rușine. Știi? Da. Adică încă femeia își păstra decența. Nu știu cum e mai bine. Știi ceva? Nu poți să știi cum e mai bine. Nu mânca, nu bea, nu fă aia, nu fă... Știi? Nu știu cum e mai bine. Dar i-ar sta bine femeii să fie mai decentă, după părerea mea. Eu cred că Dumnezeu a lăsat femeia să nască pentru că a crezut-o capabilă. Capabilă să crească copiii, capabilă să-i educe, capabilă să-și stăpânească sentimentele. E mamă. E mamă și eu nu cred că îi convine bărbatului întotdeauna ca mama copilului lui să fie trecut prin toate experiențele astea. Da. Așa cred. Butterfly, aș vrea să joc. Ai și kimono și coc. Ei vom ta, made in Japan. Cio-cio sunt din pupa ta. Eu aș vrea. Distracție, nu? Vă distrați la secvențele astea, la filmările astea? Da, și erau filme lungi. Muncă, dar... Noi filmam noaptea, eram fiecare la alt teatru, știi? Și atunci când puteam să ne adunăm? Da. La 10 după spectacol. Și noi erau filmam până la 6 dimineața. După un spectacol? Mai se făceau emisiunile foarte elaborate. Da. Se scria, se citea, se distribuia, se repeta, se făcea, se corecta. Și pe urmă intra pe post. Adică era lucrat ca o piesă de teatru. Cum era Ștefan Bănică, dincolo de imaginile astea? Era un om extraordinar de cald, de tandru. Și el era un mare familist, să știi, un mare familist, Ștefanel. Ștefan, tatăl. Eu i-am spus lui câinele grădinarului, așa îi spuneam. Zice, de ce mă spui câinele grădinarului? Păi zic, nici tu, dar nici altul nu sunt atingă de mine, că nu mi-a făcut niciodată curte, niciodată. Și, dar dacă s-apropia cineva de mine, făcea... Cine ești, da? Ce caută ăsta aici? Ce vrea lendelonul ăsta de la tine? Și mă amuzam, da. Era foarte protector. Foarte protector, da. Care credeți că e cea mai mare calitate pe care a luat-o Ștefan Junior de la tatălui? Mai întâi că e frumos. Ștefan e mai frumos ca Ștefan. Ștefan era mai... cu cariura mai bărbătească, așa. Cred însă că era mai sensibil decât Ștefanel, în sensul de chiar sensibilitate fizică. Era un om, n-avea putere, știi? Părea, cocoș, dar avea o sănătate, cred, nu atât de mai precară, știi? Mai era sensibil, era mai... se obosea mai repede. Mai fragil, da. Mai fragil, ăsta e cuvântul. Era mult mai fragil decât Ștefanel. Dar era foarte talentat.
Da, e adevărat. Avea o anumită originalitate a talentului, adică nu semăna. Făcuse facultatea de teatru și film, deci el era lucrat, nu? Pe meserie. Avea ceva în plus, cum a avut Vasilica Tastaman. Ceva dincolo de școală, adică un instinct teatral care depășea studiile. Acolo e Vasilica Tastaman. Eu am făcut foarte multe travestiuri, am făcut țigănuși, bărbații, ăștia de... cum se cheamă, toreadorii, mulți bărbați am jucat. Rivalitate nu era? A? Rivalitate nu era? Nu, nu. Între două femei atât de talentate, atât de frumoase, atât de mari, carismatice. Atât de, Eu am adorat-o pe Vasilica. Era atât de talentată, încât nu puteai să fii invidioasă pe ea. Tot pentru că era unicat. Era unicat. Făcea lucruri pe care... a jucat o piesă care se chema Prietena mea Pix. Era însărcinată în luna 6-a și juca o fetiță de 14 ani. Oh. Da. Și juca cu Ciubotărașul și la un moment dat acolo Ștefan Bănică, Vasilica și cu mine. Pe coperta revistei Cinema din 1977. 77? Da. Știi câți ani aveam? Fă socotea la 35 cu 7. 42 de ani aveam. 42? 42 de ani aveam. Că acum știi câte am, nu? Mulți mai înainte, am puțin și trec... Mulți înainte am rămas cu asta tablou. Am rămas tablou. Cele mai antipatizate, profund antipatizate actrițe de către Elena Ceaușescu erau Silvia Popovici și Violeta Andrei. Că doamna Ceaușescu, tovarășa, dacă vedea pe atunci o femeie în anturajul ei, o doamnă în anturajul ei, cu o rochie mai deosebită, se ducea, punea mâna pe rochie și a, de unde ți-ai luat-o? De unde ai materialul ăsta? Nu știu, știu că se duceau zvonuri. Nu suporta actrițe, cred, măritate cu ștabilor. Poate că asta. Știi că avea așa o pretinsă moralitate pe care o afișa? Poate de asta. Și fiecare din astea s-a măritat cu câte un ministru comunist. Da, și acest lucru era chiar în gura ei acolo. Chiar lângă ea, să o vadă lângă ea dimineața. Ei, probabil că nu-i convenea. Bine, și apoi să fie o frumusețe cum e Violeta Andrei, nu? Cum a fost Violeta Andrei, să stai acolo în ochii tovarășei. Da, deci asta vreau să-ți spun. Probabil că s-au dus prea sus acolo și ea n-a mai acceptat, se poate. Dar n-a oprit-o nici pe Violeta să joace teatru, nici să facă film. N-a oprit-o. Spuneți-mi, vă rog, v-a fost afectată imaginea de actriță chiar și pentru o perioadă scurtă de timp după un divorț? Nu. Adică, vedeți că nu se comenta. Asta nu se comenta. Și gura lumii, cum era alimentată? Că astăzi știm cu toții, tabloidele, radiourile, televiziunile debordează de astfel de știri. Burtiere. Unele, aceste știri, unele chiar ei și le fac, chiar ei își anunță știrea la televizor, altele se comentează că lumea privește în gura mare. Pe vremea noastră așa ceva nu se putea. Nu apărea așa ceva niciun ziar, nu se discuta despre asta la nicio televiziune. Adică, și dacă mai erai și tu discret, și că nu-ți convenea să nu fii discret, da? Iartă-mă, dar eticheta se punea imediat pe vremea. Divorțul era stigmatizat. Eu așa am aflat. Da, nu era frumos. Nici totdeauna a fost. Erau încă mentalitățile ceva mai vechi, nu? Vechi. Când divorțul era așa o... Mama a fost speriată când am divorțat. A fost așa. I-a scris lui tată. Și mama și tata au avut haz. Dragă Vasile, tata era în Basarabia. Te rog frumos să-i scrii lui Stella. Că și-o lăsa bărbat bun și-o lua pe unul mititel. Și tata îi răspunde. Dragă Valentina, și Ștefan cel Mare a fost mic în stat și mare în fapte. Oh, Doamne! Acum știm cu toții de unde aveți umorul acesta. Și de la mama, mama și de la genială, tata. Mama era genială, mama era extraordinară. Nu aveam, eu eram cea mai urâtă din toate artistele. Niciodată nu m-a văzut frumoasă. Nu. E Stella, Stella e Stella. Dar știți ce am mai aflat? Că în anul 1967, în România, n-a avut loc niciun divorț. Da? Niciun divorț, spre deosebire de ce se întâmplă în 2012. Bine, suntem în 2013, da. Vorbim de vreo 4.000, vreo 4.000 de divorțuri. Au avut loc aproximativ 4.000 anul trecut, în România. Pentru că se căsătoresc foarte repede, probabil, fără să se cunoască. Acum se pot cunoaște, nu? Pot sta împreună și se pot lămuri. Poate unul are mai multe pretenții, altul are anumite defecte, poate, știu eu. Cred că se căsătoresc foarte repede, da, în cred. Primul rând. Vă dați seama, un an în care să nu fie niciun fel de divorț, îmi dau seama ce constrângeri erau pe atunci. Le-ați simțit așa?
Sau v-ați simțit mai liberă datorită faptului că... Se căsătoreau oamenii mai în greu, era mai grea viața. Și nu le convenea să o rupă, să o rea din nou după 2 ani, să o ia de la capăt. Se dădeau unul pe altul și acceptau viața așa cum și era. Și spiritual vorbind, erau mai temători, trăiau mai cu frica lui Dumnezeu, adică odată ce și-au pus pirostriile la biserică, nu și-au făcut cununia, nu legătura era... Frica lui Dumnezeu, că sau... Dumnezeu a fost îndepărtat de la noi, de către regimul, sistemul ăsta. Și asta e adevărat. Mai n-aveai voie la Paște, n-aveai voie pom de Crăciun, n-aveai... Toate... Oamenii le făceau pe ascuns, se făceau. Deci curaj exista. Dar, în general, era o atmosferă polițienească, dacă vrei, știi? Adică erai tot timpul cu camera de luat vedere care te... Da, te urmărea. Te urmărea. Două vorbe să-mi spuneți chiar orice despre fotografia asta. Acolo sunt cu perucă, știi? Că lumea mă tot zice, are perucă. Eu am purtat perucă tot timpul pentru că am schimbat tipuri, personaje în teatru. Sau dacă, de exemplu, nu sunt vopsită într-o dimineață și mă chem dumneata și eu accept să vin, trebuie să rezolv problema, nu pot să apar în fața publicului cu părul... Dar câte peruci aveți? Peruci personale? Multe, da. Multe? Multe. Când o să vedeți aici, dincolo de aparențe și cu perucile? Umplem masa asta aici cu câte peruci aveți? Sigur că da. Și blonde și brune? Pe pauza de... Așa? Mai facem. Îmi puneți și mie una. Da. Și facem tipuri, sigur că da. Ar fi extraordinar. Am purtat și peruci de bărbat și peruci crețe și peruci Angela Davis și peruci... Părul meu este lung. Acolo știi ce? Aia îmi place. Asta arată excepțional. Acolo jucam un cancan la Boema. Da. Asta era prin anii 77, cred. Nu scrie acolo pe spate? Nu scrie, nu, scrie. Nu e menționat. Iar în mijloc, aia care ridică piciorul la fel ca toate balerinele, sunt eu. Sunteți dumneavoastră, dar nu puteați să fiți altfel. Nu puteați să fiți altfel, nu puteați să ridicați piciorul altfel, nu? Da. Decât ca balerinele. Da, vreau să vă întreb acum, cât din leafa de actriță plătea doamna Stella Popescu pentru faptul că trebuia să cotizați la acea taxă de celibatar în momentul în care erați celibatar? Nu ați fost o perioadă? Sau pentru faptul că n-aveați copii? Pentru că statul înainte... Se lua ceva, dar eu nu mai știu cât. Dar se întâmplă asta. Ați cred plătit, că 7%. Nu? Ați plătit o perioadă îndelungată? Da. Ți-le ține taxa automat. Aceea că nu aveați automat. Copii. Da, automat îți ține. Îngrozitor. Mai statul și nu vezi, își câștigă banii de unde poate. Și atunci... Acum, ce impozit vă deranjează cel mai mult? Cel mai mult mă deranjează legea care a apărut pentru actori anul trecut, dacă nu înțeles, în 2 ani, cu TVA. TVA la actor mi se pare un pic... Mă rog, am auzit că s-a primărit plafonul și dacă câștigi 60.000, atunci va trebui să plătești TVA. Ori noi nu o să câștigăm niciodată 60.000 în România, cel puțin cât trăiesc eu, așa că probabil că de la anul nu o să mai plătesc TVA. Haideți să ne uităm la o secvență dintr-un film apărut în 1972, astă seară, Dansăm în familie. În familie, da, cu Bibanu, care era genial. Ce comedie fabuloasă. Vai de mine, Bibanu era ceva genial. Avem actori extraordinari, extraordinari. Eu am teoria mea și am mai spus-o, n-a existat cursă București-Hollywood. N-am avut voie. Din păcate. Că sigur, din tot ce vezi tu pleiada asta mare de actori, ar fi ajuns acolo. Rămâne ca dovadă că acum a ajuns. Și Iureș și Maia. Da. Și mai sunt vreo 2-3 fete tinere care au făcut film și sunt deja, una la Paris, una la Londra, circulă. Păi asta e dovadă de faptul că noi suntem un popor foarte talentat. Ne uităm la secvență și revenim să vedem cum a fost atunci la filmări, mai ales că filmul are câteva dintre frumusețile epocii. Nu? Vasilica Tastaman, Ioana Bulcă, Stella Popescu, Mariela Petrescu, da, Violeta Mariela Andrei. Wow. Da. Super femei. Și mai era încă una care nu mai simte cum o cheamă, era superbă, a plecat cred că în Germania chiar atunci după film. Nu mai țin cum chiar cu ochiul. Rămâneți aici, doamnelor și domnilor. Rocada mică. Alții fac rocada cea mare. Curaj, aplomb, îndrăzneala de a merge până la capăt. Așa spunea despre sine în anii 80. Acum, în anul 2015, la 80 de ani de viață, spune că s-ar îndrăgosti ca la 22 de ani. Dragostea e un lucru minunat. Dragostea îți face viața frumoasă. Magica, Stella Popescu. Eu sunt unul din puțini oameni care nu spun, voi ce urâtă e viața, oh, firea ea de viață. Nu, mie mi se pare superbă viața. Și cu bune și cu rele.
zi frumoasă ca voi. Mai adevărat, nu? Vă spun sincer, numai vouă, am 28 de ani și o lună și merg pe 29. Și aș trăi. Am propus să fac un afiș pe care să scrie Stella și după aceea infinit. Grozea? Da, adică mi-e place viața, îmi place ce fac. Poate da. Din cauza asta. Contează enorm să-ți găsești drumul în viață. Contează enorm. Pasiunea? Da, să-ți găsești, adică să găsești să faci ceea ce poți și ceea ce îți face plăcere. M-ai spus eu odată, mama m-a uimit, mama era copil de țăran. Dar, mă rog, ajunsese profesoară, învățase carte și n-am vrut să mă fac actriță. Nu pentru că avea idei pericole, ce pute, nu, mama era foarte modernă, dar eu eram grăsuță. Mama vedea filme americane cu Greta Garbo. Ce să mă fac, mea artistă? Îi se părea de neconceput. Eu, până la urmă, am dat examen și am făcut actorie. Și târziu, mama deja avea 70 de ani. Acum vreo 25 de ani am întrebat-o. Zic, vezi, mama, zic, tu n-ai vrut să mă fac actriță. Uite că am succes. Și a zis, aha. Ai avut noroc că ți-o ieșit. Mă uit la pionii ăștia. Ci că sunt piese mici. Mici, mici, dar nu știi niciodată ce piesă se ascunde în spatele lor. Uite, așa am cunoscut eu odată un pion. E, asta nu avansa ca orice pion, câte o pătrățică. Adică E2, E3, E3, E4, E4, E5. Nu, avansa direct. E2, E7. Și nici studii n-avea. Nu cunoștea nici teoria deschiderilor. Dar să fi văzut cum dădea la o parte orice piesă care stătea în drumul lui. Și știți de ce? Era apărat de un turn. Dacă v-aș întreba acum ce vârstă are sufletul dumneavoastră, ce mi-ați spune? Acum? Da. Vreau să spun că sunt în stare să mă îndrăgostesc ca la 22 de ani. Vai, ce frumos! Asta simt. Numai că decența și bunul simț mă obligă să-mi aduc aminte câți ani am de fapt. De câte ori ați fost la Paris? De multe ori. Dar cele mai importante lucruri au fost momentele, au fost acele în care am jucat la Paris. La sala Olympia. Am jucat la Olympia de două ori cu toată trupa teatrului Tănase. A venit Cocatrix și ne-a selectat și ne-a luat și țin minte că au mai multe artiste. Acolo a fost un moment al meu, o chestie de șansă, probabil, nu știu. Eu jucam în spectacolul respectiv un singur rol pentru Paris. Glasul roților de tren e un cântec cu suspine. Și apăream undeva așa la cortină, cu un șput pe mine, îmbrăcat în costum național. Cu totul altcineva, era o cântăreață celebră, bună la noi, care era vedeta spectacolului. Și Cocatrix a venit, a văzut spectacolul și a spus, aia de acolo care a cântat în colțul ăla de acolo, aia trebuie să fie vedeta spectacolului. Și atunci mi-au mai făcut două numere care erau în franțuzește și am ajuns la Olympia la Paris. Și atunci a fost un moment, când probabil așa se face peste tot în Occident, la noi nu se obișnuia, când am coborât din avion, jos la scară, erau 20 de gazetari care strigau Stella, 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 Stella. Băi, a fost ok. Vai, a fost incredibil, teribil, da, știi, da, pentru mine. Dar ei știau să-și facă reclamă. Mai ales că în Franța femeile sunt în față. Bărbații, sunt vedetele, sigur, dar femeile sunt importante în showbiz. A fost răpită de puiul Maximilian cu un Renault 16 și a fugit cu el, doar cu hainele de pe ea. Ce s-a întâmplat după fuga lor, aflați aici. Rămâneți! Știu că mama dumneavoastră își dorea foarte tare ca să deveniți doctor. Asta pentru ea era să ies dintr-o anumită clasă socială și să intru în ceva de valoare, știi? Dacă aș fi fost doctor, aș fi fost un doctor foarte bun, că sunt miloasă, știi? Și m-aș fi atașat de pacienți. Eu am mare prețuire pentru doctori. Și mai ales am un prieten, chirurg la Baltazar, extraordinar. Se spune o întâmplare apropo de ce înseamnă un doctor de valoare. Și într-o zi m-a rugat mama unui copil, a fost un accident celebru când au murit dintr-o familie de patru, a murit tata cu fata și au rămas în viață mama cu băiatul. Groaznic, adică mașina a fost tăiată în două. Bun. Depresie, lovit la cap, la. Și m-a rugat mama lui să-l trimit la un doctor neurolog. Nu aveam decât acest prieten al meu neurolog și l-am trimis la el. Copilul acela, după o jumătate de oră de discuție cu Vasile, a început să plângă când a ieșit.
Și noi n-am știut, i-a spus ceva grav și a spus, în viața mea n-a vorbit cineva așa cu mine. Măi, i-a luat sufletul în palmă și l-a mângâiat. Doctor. Doctor. L-a încurajat și copilul a evoluat extraordinar. Copilul era băiat de 20 de ani. Deci asta e partea care au pierdut-o și ei, dar am pierdut-o și noi, oameni. În timpul sufletul, care le sufletul. Trec. Da. Nu. Tandrețea pe care este obligatoriu să o dea pacientului, pentru că asta îl ajută să se facă bine. Dincolo de orice medicament, tandrețea doctorului și atenția lui îl încurajează și atunci omul are curaj și luptă încredere, cu boala. Da? Da? V-a fost frică de doctor în viața ta? Da, mi-e frică toată. Și acum? Frică? E frică de boală, știi de ce? Pentru că la 5 ani, în timpul războiului, am fost mușcată de un păian gen otrăvitor de creștetul capului. Da. Și am făcut așa o pâine mare în cap. Am la țară, m-a lăsat vreo săptămână așa. Și m-au dus la doctor și mi-au curățat toată punga aia imensă, care deja lucra pe țeastă, pe viu, că era război. Vai. Și da, și spitalul era spital de răniți. Feșe nu erau nici atunci, cum nu sunt nici acum, după atâția ani de zile, da, după 50 de ani, nu se găsesc pansamente. Se fierbeau în cenușă. Ei, și mi-au umplut tot capul de bube, dar operația în sine, făcută pe viu, m-a speriat pentru toată viața mea. Eu de aia n-am făcut copii. Mi-a fost atât de frică. De durere. De durere. Adică a fost ceva înspăimântător. Și într-un loc pe care să nu poți să-l vezi și doar să-l simți. Groaznic. Exact. Adică mai schimbarea pansament și cicatricea e atâta de mare. Direct pe creștetul capului. Adică imensă cicatrice. Și adâncă. Cred că era o spaimă teribilă. Vai, în sufletul de mamei. Mine. Dar știi ce avantaj am avut din asta? Am stat în spital 3 luni și am învățat să citesc. Pentru că toți pacienții mă iubeau, știi? Da, copil de da. 5-6 ani avea. Și m-am învățat să citesc. Când la clasa 1 eram general de armată. Doamna Stella Popescu, vi s-a întâmplat vreodată să dați șpagă? Măi, am să recunosc ceva rușinos. Fără să-mi ceară nimeni, am acest obicei. Dar l-am într-un anumit motiv. De exemplu, când știu că anumite categorii sociale sunt plătite foarte prost, îmi vine când auzi, dacă Dumnezeu m-a ajutat pe mine, să dau ceva în plus. Îmi vine să fac asta. Dar e ca nu știu că dacă e drept sau dacă nu e drept. E ca o recunoaștere. Asta am să spun. E ca o recunoștință. Sigur că da. Așa că nu, mie nu mi s-a întâmplat să-mi ceară cineva. Exact. Nu, dar de bună, culmea, voie, de bună voie dau aproape zilnic, știi? Nu o să uitați niciodată cum v-a furat puiul Maximilian cu acel Renault 16. Cum a fost istoria asta? Păi a fost, vezi că astea nu țin numai de tine. I-am avut un bărbat foarte bun, un băiat serios, harnic, era regizor la radio, am trăit 8 ani împreună, deci un băiat foarte la locul lui. Am să-ți povestesc ceva foarte drăguț. Dar m-am întâlnit cu Maximilian. Și cum a fost? A fost așa dragoste la prima vedere? Știi cum a fost? Mi-a citit un spectacol, după aia am plecat la o cafea, cred că el a scos 3 vorbe și eu 4 vorbe și de-a doua zi mi-am dat seama că întâi că e un bărbat cu care nu se poate discuta, hai la ora 5 ne te vedem și la ora 8 ești la tine acasă. Nu, mi-am dat seama că aici trebuie să fie tot tranșant. Și el atât a spus, rezolvăm ce avem de rezolvat. Atât, adică te desparți, eu mă despart, că și el probabil că avea pe cineva, nu am știut niciodată cine a fost. Și poi mine fugim. După 2 săptămâni așa, într-o noapte, într-o seară, la spectacol, i-am spus, vii la ora 10 fără 10. Spectacolul se termina la 10 jumătate. Adică eu nu intru la final. Nu mai intru la final. Fostul meu soț venea și mă luam fiecare seară, nu? Bun. Și am plecat de la final, am anunțat regizorul, vezi că nu intru la final, m-am dus acasă repede, n-am avut nicio relație intimă cu el până în ziua aceea, până în seara aceea, am urcat sus, m-am schimbat, m-am plecat și am plecat, fără nimic. La mine și am plecat direct la Brașov. Și a zis, bă, dar ce repede te-ai îmbrăcat. Și am zis, vezi ce repede mă dezbrac. Asta a fost toată conversația noastră. A plecat la Brașov, acolo el avea o verișoară, mama.
anunțată de Dan, disperată. Mama, a fost totuși, frică de mama? Nu mi-a fost frică, dar ea era un om de modă veche, adică asta cu divorțul îi se părea o catastrofă, mai ales că bărbatul meu era foarte serios, era un om serios, harnic, drăguț. Apropo de asta, ani de zile mama i-a spus lui puișor Dane. Și puiul râdea de se prăbădea, puiul avea umor, era... Și până făcea, își dădea seama, dar nu te rog să nu te superi, dar știi că Dănuț a fost un băiat tare bun. O femeie fabuloasă, o personalitate care a marcat filmul și teatrul de revistă din România. Doamnelor și domnilor, magica Stella Popescu. She's a lady. Doamna Stella Popescu, am aflat că erați foarte bună la geografie când erați la școală și că de fiecare dată înainte de ora de geografie desenați o hartă pe tablă. E adevărat? Da, da, de unde știi? Ne-a mai spus, bineînțeles că eu care vorbesc așa de treaba mult. Treaba mea de unde știu? Mie nu mi-ați mai spus asta niciodată. Nu eram foarte bună la matematică, e adevărat. Îmi spunea profesora, care era un amor, o doamnă extraordinară, frumoasă, blondă, subțire, nemțoaică. Și spunea Popescu, ai noroc că ești deșteaptă. Eu până ajungeam la tablă, făceam socoteala, niciodată nu performam la matematică. Dar la geografie, cum să nu-mi placă geografia? Citeam tot ce se întâmpla, era important, tot ce se vedea și tot ce nu se vedea. Și atunci, la începutul clasei, ore de geografie, eu desenam pe tablă harta respectivă a țării despre care se vorbea sau de situații despre care se vorbea la geografie. Deci era plăcerea dumneavoastră, dar nu era neapărat o regulă impusă de către profesoare. Nu, îmi plăcea mie, eram bună la desen, eram foarte bună la desen. Așa, da. Deci vă era ușor să identificați, că sigur e destul de greu să identifici pe glob, pe harta respectivă. Dacă îți place și dacă ești atent la ceea ce faci. La ce visați atunci, doamna Stella Popescu? La ce loc să mergeți, să-l bateți cu piciorul? Știu, eu nu știu dacă mi-a făcut de mică vise la aceste lucruri, pentru că erau timpuri grele, eram veșnic în deplasare, veșnic ne mutam, casă, n-aveam casă, nu ne primeau în case, refugiați din Basarabia. Nu știu dacă aveam neapărat, nu visam, ce să spune. Luam din viață ceea ce se nimerea și ceea ce vedeam. Că am trăit într-un sat ca Slimnicu, care era superb și că acolo era o cetate, dai seama că eram toată ziua la cetate. Ce cetate? E o cetate veche de tot. Cred că făcut de austro-ungari, bănuiesc, eu nu știu exact datele. Dar am fost acum de curând, acum 2 ani acolo și este aranjată, refăcută. Vezi ce contează, omul sfințește locul, e adevărat. Primarul ăla de acolo. Când am plecat eu acum 40 de ani în Slimnic sau 50 de ani, nici mai știu câți ani era, și mai mult, Slimnic era un sat amărât, nici nu exista biserică românească, era numai biserica săsească. Da. Iar cetatea era întreținută oarecum de saj, dar a fost perioada asta în care n-au mai dat bani, statul n-a mai dat bani pentru asemenea lucruri. Ori am fost acum 2 ani și era ceva superb, cetatea îngrijită, cu flori, cu... Ea a fost superb. O, ce nostalgie bănuiesc! Și o biserică nouă românească, iarăși superbă. Deci oamenii de acolo. Și ce nostalgie v-a trezit, nu? Sigur. Că acolo mergea și vă jucați. Câte amintiri aveam de acolo. Întâi și de încea să culegem viorele. Asta era primul drum de primăvară, știi? Corect. Ați făcut o excursie la Bran. S-a întâmplat ceva acolo? Da. Și acolo am dat mâna cu maestatea sa. E, aici voiam să ajung. Dar cum s-a întâmplat? Eram cu o profesoară, pe atunci școlile plecau în excursie, așa cum cred că pleacă. Și acum fiul meu la fel merge, da, tot timpul în excursie. Și zice, noi ne-am dus la castelul Bran și mergeam pe acolo, a apărut un băiat, să-i zic, era un domn la 18-19 ani. Un tânăr. Da, un tânăr, superb, vreau să spun că era superb maestatea sa. Și era cu pe bicicletă. Și cu asta de tenis. Racheta. Rachetele de tenis în mână. Și s-a oprit când a văzut cârdul ăla de vrăbiuțe. Noi aveam 13-14 ani, nu știu cât aveam. Nici atât azi vechea. Vreo 13 ani. Și s-a oprit. Profesoara, bineînțeles, l-a salutat, ni l-a prezentat pe maestatea sa, l-a dat mâna cu noi, a vorbit cu noi. A fost un moment grozav. Extrem de emoționant. Sigur că da, mai ales că era un domn foarte frumos. Și pentru noi copii, îți dai seama, era o apariție imediată. Mi-a avut norocul să mă mai întâlnesc cu domnia sa în 1990, imediat după Revoluție. Atunci aveam un prieten și am și acum la Geneva,
pictor scenograf, avea o școală de scenografie, de aici de la București a fost scenograful Teatrului Constantin Tănase și foarte bun prieten cu soțul meu, cu puișor Maximilian. Și când a venit în 90 și a văzut spectacolul nostru, care pe atunci se chema Care de Aștia, că nu mă înșel, un spectacol cu texte foarte bune, foarte bune și care criticau tot ce s-a întâmplat și tot ce era greșit în perioada aceea. Și el a fost așa de încântat, a zis, asta trebuie să vadă lumea din diaspora, asta la Geneva, trebuie să vă duc la Geneva. Și ne-a dus la Geneva, ne-a invitat la Geneva. Bună ziua! Dumneavoastră ați dat anunțul ăsta în ziar, caut femeie menaj și îngrijire copil? Da, eu. Păi de ce? Păi să vedeți... Eu la serviciu muncesc foarte mult și bărbatul meu la fel și atunci ne-am gândit că ar fi bine să avem acasă pe cineva. Nu, cumva nu prea îți place să faci treaba. Ah, ba da, da. Dar nu înțeleg, dumneavoastră, pentru ce ați venit? Pentru angajare, nu se vede? Știi să gătești? Da, sigur că știu. Fără sosuri, rantaj, de-astea că mie nu-mi priesc. Păi da... Mă rog, n-aș vrea să avem discuții după aceea. Mașină de spălat aveți? Da, avem. De care? Alba Lux 4. E proastă, o schimbați. Să găsesc din import, luați frâini. Câte camere aveți? Două camere pe hol și, bineînțeles, camera de serviciu. A, balcon, terasă, ceva? Da, dormitorul nostru are o terasă. Bun, l-am luat eu. Cum, dormitorul nostru? Ia uite televizorul. Merge? Merge. Vă place Bernstein? Eu mă nebunesc după el. Sunteți melomană? Nu, nu, dar îmi place individul. Are niște ochi. Am auzit că e și vădu. Mă rog, să vede de la o poștă care un nivel de trai foarte ridicat. Cafe. Mai amar. Șoferie de lămâie. Mai acră. Spunea Florin Piersic la televiziune că a slăbit cu iaurt. Ai, iurea. Iaurtul îngrașă. Un iaurt mic, 13 puncte. Un iaurt mare, 26 de puncte. A spus și în revista Femeia. Slănina slăbește. 300 de grame de slăninuță de porc, 3 puncte. Nimic mai simplu decât să slăbește. Eu țin un calcul al punctelor, dar și mănânc orice, dar nu depășesc 40 de puncte. Dar mănânc orice. Macaroane. O porție de macaroane, 120 de puncte. Iau o porție și mănânc o macaroană. 7 puncte. Mai am voie 33. Chifteluțe. O chifteluță, 17 puncte. Un sfert de chifteluță, 4 puncte și 25 de punctișoare. Îmi mai rămân 28 de puncte și 75 de punctișoare. Mă duc pe jos până la adunații copăceni. 30 de kilometri, dau jos 3 kilograme, înseamnă minus 26 de puncte. Pot să mănânc un cremuști. Coaja. Dacă e de plastic, mai bine, minus 4 puncte. Iau un ceai, fără zahăr. Și o iahnie. Fără fasole, dar cu muștar, minus 6 puncte. Asta înseamnă că i-am păcălit. Sunt ca la început. Am voie 40 de puncte. Pot să fac un șnițel vienez, dar fără carne, fără pesmet și fără ouă din morcovi. Are și vitamină, are și săruri minerale, dacă ar avea și gust. Pentru gust iau un grapefruit cu sare. Și două savarine fără frișcă. 24 de puncte. Mănânc numai o savarină. Asta înseamnă că mi-a rămas numai de la savarină 12 puncte. Iau o bomboană. 90 de puncte. Trebuie să mă duc pe jos până la Baia Mare. Ce-s nebună? Iau o bomboană de ciocolată umplută cu vișină și mănânc numai sâmburele. Și complectez cu un spanac cu ochiuri. Dar nu două, 16 ochiuri, 8 pe față, 8 pe dos. Datorită efortului câștig puncte și pot să mănânc o felie de cozonac cu stafide. Numai stafidele, 3 stafide, 19 puncte. Mănânc două, ținem una și iau o sardea și o linte. O lintă și un tăiețel și un ceai și o feliuță de slăninuță și un covrig. Mănânc numai gaura și o ceapă de apă, nu, ca apa îngrașă, cu sos englezesc Vacester sau Worcester. Mai scad puncte până când pronunț și iau și o salată cu ouă, roșii, de-alea de lemn, nu de lemn, de fier, de oțel, de fontă, de beton, de beton armat, să mor, să crăp, că nu mai pot de foame.
Și toate astea pentru ce? Ca să nu mă îngraș. Ei, și ce dacă am să mă îngraș? N-o să mai joc Julieta. Nu e nimic. Am să joc cu Anachirița. Sau Traviata. Dar nu Violeta, care era tuberculoasă. Rolul lui Ștefănescu Gonga. Doamnelor și domnilor, Stella va rămâne în inimile noastre cât timp vom ajuta memoria să nu se piardă. Cât timp nu-i vom uita pe cei care au lăsat un scaun liber la masa de Crăciun. Nașterea Domnului să vă lumineze sufletele și casa. Să aveți parte de sănătate, belșug și fericire. Ne întâlnim pe 1 ianuarie la ora 15. Până atunci suntem în legătură permanentă pe Facebook și Instagram. Crăciun fericit!